șnuriu în mânarea premiilor. Domnul Rușan. Mulțumesc, profesor. Eu aș dori pentru început ca numele juriului să felicit pe toți colegii care au scris cărți și le-au prezentat pentru jurizare. Toate sunt cărți valoroase, iar gestul este unul al demnității literare prin supunerea cărților unui proces de evaluare literară de către un juriu, evaluare din partea altor colegi constituiți temporar în această instanță care se numește juriu literar, juriu format în acest an din colegii noștri, scriitorul Paul Eugen Banciu, poetul Slavomir Gvozdenovici, universitarul Claudiu T. Arieșan și criticul literar Dorin Murariu și Alexandru Ruja în calitate de președinte al juriului. Sunt cărți acestea care au fost prezentate pentru jurizare ale profesioniștilor în literatură, în opoziție cu amatorismul agresiv care proliferează, din păcate, în contemporaneitate fără limitele bunului simț. Este nevoie de actul critic, dar și de alte obstacole care trebuie să oprească amestecul amatorismului cu profesionalismul literar. Într-o societate a forței banului, diletantismul poate ieși în față, poate obtura adevărații profesioniști, editurile pentru a face față concurenței economice acceptă tipărirea, absența unor consilieri de înaltă probitate intelectuală la edituri favorizează acest lucru. Există o tenacitate orgolioasă a diletanților de a fi validați prin presiunea făcută pentru intrare în Uniunea Scriitorilor. Dar pentru scriitorul profesionist, talentul se îngemânează întotdeauna cu cultura. Ambele sunt necesare. Nici talentul nu este suficient, nici cultura suficientă, dar ele îngemânate pot să ducă la elaborarea unor cărți de valoare. De ce? Pentru că, ca să folosești talentul cu profit, depășind ce au scris alții și să nu te repeți, trebuie să cunoști paradigma lor estetică, codul, canonul care s-a impus în timp. Aceasta se face însă prin asimilare culturală. Mă bucur că putem oferi astăzi premiile literare ale filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor, unor scriitori și talentați și posesori a unei culturi asimilate în timp. De fapt, toți scriitorii care au depus cărți, scriitorii nominalizați pentru premii, intră în această paradigmă de apreciere. Numai că juriul a trebuit să aleagă, după opinia juriului, sigur că nu este o opinie generală, întotdeauna sunt și alte păreri, pe cei mai buni dintre cei mai buni. Înainte de a prezenta premiile, dați-mi voie să vă prezint nominalizările, pentru că merită să fie apreciați în acest cadru și colegii noștri care n-au luat premiu, au avut cărți bune și au fost nominalizați. La poezie, Ion Marin Almăjan pentru volumul Amintiri despre Țăran, Octavian Doclin pentru volumul Firul cu plumb, Monica Rohan pentru volumul Zid după zid, Nicolae Sârbu pentru volumul Eu, Nicolae de Ohavă. La proză, Dan Florița Seracin pentru volumul Întoarcere din larg, Ion Jurca Rovina pentru Iubire fără domiciliu, Dumitru Oprișor pentru volumul De pe front mai vin vești triste. La critică și istorie literară, eseu, Cristian Ghinea, Pasajul discret, Ciprian Vălcan pentru volumul Elogiul bâlbuielii. La traducere, Manolita Dragomir Filimonescu pentru traducerea volumului Privire în oglindă de Michel Benar, Ildico Gaboș Forță pentru volumele Zilele vin, zilele trec, traducerea cărții domnului Baraniu Ferenc și Metamorfozele lui Casanova, pe Attila Balaș,
Iho Muncean pentru volumul Nopțile și alte poeme. După această nominalizare, juriul a trecut la alegerea cărților care să fie premiate. Trebuie să spun de la început că s-a lucrat democratic în juriu, fiecare membru al juriului a făcut propuneri, s-a supus la vot și cărțile care au obținut cel mai mare număr de voturi au fost premiate. Îi lăsăm întâi pe Paul și pe domnul Banciu și pe domnul Alexandru să zică câteva cuvinte. Să zică câteva cuvinte după care prezentăm, fiindcă vreau să vorbesc ceva și despre Eugen Dorcescu. Domnul Banciu. Chiar acum mă uitam, arătam și colegii la tirajele care erau în 1992. 100.000 de exemplare, 10.000 de exemplare la poezie, nu știu. Ceea ce e dureros pentru noi e faptul că numărul cărților care apar, ale noastre, ale celor care facem parte din urmele scriitorilor, este de 10 ori, de puțin de 10 ori, că se poate am încălțită, 85% din cărțile care apar în România sunt traduce. 15% sunt creație românească. Tirajele sunt, după cum bine știți, între 100 sau chiar mai puțin la poezie și maxim 500 și la nu este pentru prima dată când fac parte dintr-un juriu. Am condus juriu până acum câțiva ani, pe mulți ani în urmă. Țin minte unele încă mai trăia Adrian Liviu Bulescu, făceau parte din ele o seamă de colegi. Lucrurile s-au stricat foarte rău înspre noi, în ceea ce privește tirajele și mai ales difuzarea. Că despre cărțile care au fost prezentate, despre cărțile care au fost prezentate anul acesta... Domnilor, vă rog, a venit chiar domnul primar, așa că dacă Paul va vorbi un pic mai tare, totul va fi la bine. E greu să vorbim. Auzi și primarul. Cărțile care au fost prezentate pentru premii anul acesta au fost relativ multe, mai cu seamă la poezie. La roman au fost și la critică eseu au fost mai puține cărți. S-a ținut cont de calitatea textelor, s-a ținut cont de calitatea a demonstrat că nu doar etimologic simpatia trebuie să fie pătimire împreună, suferință împreună. Eu zic că în primul rând trebuie să ne bucurăm împreună. Sunt tot mai puține bucuriile sincere, bucuriile oneste, bucuriile frățești și prietenești. Faptul că, iată, și domnul primar este cu noi, faptul că și Mitropolia Banatului este aici prin părintele vicar Enel Popescu, că le mulțumim pentru acest gest minunat, faptul că personalități majore ale vieții publice concură să
gratuleze și să îi facă să se simtă cu adevărat respectat și iubit pe scritorii cei mai buni acestui an, nu mă face decât să fiu mândru că am fost membru în acest juriu și vă spun, alegerile au fost cele mai adevărate, mai bune, mai profunde cărți dintre cele foarte bune care ne-au fost oferite. Am încercat să evidențiem și nota de originalitate și continuitatea, dar și aventura și noutatea absolută pe care acea carte o aduce. Sunt cărți pe care le-am citit cu drag, toate sunt traduceri pe care le-am savurat și sunt cărți pe care le recomandăm și spre lectură, nu doar spre premiere, cum au fost nouă credința. Mulțumesc foarte mult! Numit participarea în alt preasfințitul, vei fi trebuit să-i urăm la mulți ani, să-i urăm și de Sfântul Nicolae, la mulți ani, a fost întotdeauna cu noi la primele Uniunii Scriitorilor. Doamnelor și domnilor, și eu sunt extrem de onorat de această prezență în juriu. Este prima dată când mi s-a acordat această calitate, până la urmă destul de stresantă, iar momentul în care m-am simțit când am stat la această masă față în față cu aceste cărți a fost unul deosebit, pentru că printre ele am văzut imediat cărțile colegilor mei lugojeni. Este un sentiment de mândrie ca orice lugojean să fie prezent în această sală și să facă parte dintre nominalizați. M-am simțit așa extrem de bine când desantul lugojean a fost extrem de bine reprezentat. Ziceți bine. Extrem bine. Bine reprezentat. Da. Să sperăm că și premiile care astăzi se vor da vor duce mai departe această tradiție a Lugojului și să sperăm că scriitorii din Timișoara și cei din Banat vor veni mereu cu drag la Lugoj, acolo unde îi așteptăm de fiecare dată cu foarte mult interes. Mulțumesc! Mulțumesc! Noruța, zicea ceva despre Eugen Dorcea Scriitorului. Da. Un scriitor pe care noi îl iubim cu toții și când s-a difuzat vestea că Eugen Dorcescu primește premiul Opera Omnia, ca la niciun alt scriitor nu a fost nici măcar o jumătate de obiecție din fața partea cuiva să spună, domne, parcă putea să fie ceea ce înseamnă că noaptea noastră scriitoricească, Eugen Dorcescu, are o prețuire deosebită. Și această prețuire a fost s-a format în timp datorită operei lui Eugen Dorcescu, care este o operă complexă. Știm că el a debutat cu poezie, dar a făcut și critică literară. Așa cum spunea domnul Cornel Ungureanu, în ultimul timp traduce și, dacă suntem în Europa, Eugen Dorcescu este cel care face legătura între două spații culturale foarte importante, care au o anumită tradiție, spațiul cultural românesc și spațiul cultural ispan. Am discutat cu Eugen Dorcescu, dar cred că vom putea face în viitor o discuție aici, la noi, la Uniunea Scriitorilor, despre relațiile culturale româno-spaniole, pentru că ele sunt foarte profunde și au o anumită tradiție. Am vorbit în acest cadru, în această sală, care este un sanctuar al culturii pentru Timișoara și pentru cultura românească, de mai multe ori despre Eugen Dorcescu și nu vreau acum ca să ne extindem timpul fiind limitat. Îl felicit, mă bucur că a primit premiul Opera Omnia. Premiul Opera Omnia, spre deosebire de celelalte cărți care sunt date numai de juriu, este, premiul acesta este dat de Comitetul Filialei Uniunii Scriitorilor, trecut prin filtrul juriului.
îl felicit pe Eugen Dorcescu pentru întreaga lui activitate literară și pentru felul în care reprezintă și în lume literatura din Timișoara. Sunt prieten cu Eugen Dorcescu de 50 și ceva de ani. N-am scris, cred, niciodată despre el, fiindcă întotdeauna au scris alții mai deștepți decât scris. Am scris totuși noi. Oricum, nu l-am sărbătorit de 70 de ani, fiindcă nu știu de ce. 70 de ani în pace. 70 de ani în pace. Mă bucur de această întâlnire și, ce să zic, felicitări. Acum și vă rog să primiți și din partea primăriei municipiului Timișoara o diplomă diplomată. Pe lângă ea încă ceva. Mulțumesc, doamna. Mare plăcere. Mulțumesc. Acum vreau să vă spun că domnul primar mi-a făcut o surpriză, cel puțin e valută, mulțumim domnului primar, mulțumim primăriei municipiului, consiliului local Timișoara pentru participare, pe un lucru salvator pentru Uniune. Domnul Ion Marin Armăjan este premiat pentru amintiri despre sărani. Vreau să spun că există acolo cuprindere a unui ținut pe care toți îl uităm, a cuprindere a unui, a unei lumii pe care poate că am abandonat-o. Amintiri despre țărane, o carte îndreopotrivă despre copilărie, despre Almăș, despre un timp al lumilor arhaice. Cu puțină vreme în urmă l-am lăsat pe Caureuzen Banciu, l-am rugat pe Marin Marmazan să vorbească, a zis, eu sunt poet. Așa că e poiect, doamna Răzăm. Tot la fel, felicitări, domnul Sărbirunț, și un plic. Mulțumesc. Mă bucurie, una din bucuriile acestei întâlniri este Monica Rohan, un prieten extraordinar al nostru, Silviu Crețu Arăbisan, îmi atragea atenția, mi-a atras atenția de câteva ori. E între voi o poetă foarte importantă, nu uitați niciun fel de atenție. Îi dăm, Monica. Eu n-am venit să vă spun de emoție, vă rog să vă spun.
o greșit, de aia n-am am uitat. Aici, pauză. Aici un protest aici, vreau să spun că unul dintre cei mai activi participanți la viața culturală, prin eseuri, prin interviuri, un om extraordinar de viu, autor care ne întâmpină atât la Lugoj cât și la Timișoara, e Cristian Ghinea. Mă uită după el, unde e acolo. Chiar și pe Eugen Dorcescu, pe Dan Florița, seara ține cunosc de vreo 50 de ani. El face parte din aristocrația lugojeană. Este în acel Lugoj al său atât de bine așezat încât niciodată nu l-am văzut ieșind în față, maniera că e aici. A scris o trilogie extraordinară. Niciunul dintre noi n-a scris despre ea. O să scriem acum. Tu ai scris? Da. Numai că am scris în revista Orizont. O să spune că noi nu ne citim pe noi. Hai că e bună! Fiindcă și domnul primar de aici o să trec la capitolul Timișoara, capitala culturală europeană, vreau să spun că în ultimele 3 săptămâni au fost desant de austrieți, desant de francezi, desant de basarabeni, până din organizare. Poftim? Și sârbi. Și sârbi non-stop, sunt jumate aici. Nu, din Iugoslavia, din Serbia. Organizatorul acestui desant de un șir de ani, de mulți ani, este Manolita Dragomir Filimonescu. Și eu și este primul meu premiu din România și mă bucur în mod deosebit, pot să mă mulțumesc încredere, Michel Bernard este laureat al Academiei Franceze și chiar ne bucurăm ca vă să spuneți la ce trebuie. Academia franceză este premii mai ușor decât de noi. Bravo! Trebuie să spun că între protecțiile tatălui domnului Manolita Filimonescu a fost domnul Șerban Forță și cu mine la aplicație ne-a urcat. Și cu mine? Nu, noi doi am fost protejați, tu nu. Ne-a urcat în camion sus, ceilalți de felul lui Marin Almăjan alergau în față, se încălzeau săracii de ei, noi eram în frig, acolo tremuram datorită în alte coordinații. Vreau să spun că doamna Ilico Gabo Șvarță
a scris înainte de a fi doamna Coarsă, este o scriitoare însă extraordinară relație cu marele scriitor care-i Șerban Coarsă, a activat un șir de întâmplări culturale. Sunt aici un număr de traduceri care onorează capitala culturală europeană, doamna Coarsă. Mariana Danjiu, care le știe pe toate, mi-a atras atenția. Dai fiecăruia câte o floare. M-am gândit cu diploma. Mai ia diploma. În fiecare an se dă o, cum se zice, domnul Rușa, diploma juniorului pentru un tânăr care cercetează literatura sub 30 de ani să fie, ca să încurajăm și tinerii înspre cercetarea literaturii, istorie literare, critică literară. Vreau să spun volumul acesta despre Doinaș este un volum validat de critici literari, de profesori universitari și să spunem. Vreau să spun că între lucrurile proaste ale premiilor din filialele scriitorilor e că nu dăm premii de debut. Sunt poeți tineri cu totul ieșit din comun, sunt autori tineri care ar trebui să primească aceste premii. Această diplomă e de încurajare. Juliu, adunați ceva bani? Nu, fără bani. De fiind membra Uniunii Scriitorilor. Diana, Ioana, colegi. Felicitări, pentru că nu ne-a fost comunicat și premiul. Vom face ulterior o mapă și se ține de ea și din partea primăriei. Cine dorești? Eu. Stai un pic. Domnul Dorsescu, ziceți două cuvinte, nu ziceți. Sigur, vreau să mulțumesc, o fac din toată inima. Comitetului filialei noastre juriului, care au acordat și au validat premiul. Mă onorează acest premiu, mă onorează prezența aici a părintelui vicar, dr. Nel Popescu, a profesorului universitar dr. Nicolae Robu, primarul Timișoarei, și pe lângă mulțumirile adresate conducerii filialei, colegilor în general, juriului și colegilor în general, mulțumesc în mod special și cu toată convingerea primăriei și primarului căpetenia cetății noastre, care continuă și întărește o tradiție mai veche la noi, anume aceea în care primăria a dat dovadă de o înțelegere superioară a relației dintre administrația comunității și artiștii din cetate. Domnul primar, și nu vreau deloc să-l plateze, spun la adevăr, nimeni nu poate să-l conteste, dă dovadă de o înțelegere, cum spuneam, a faptului că
scriitorii, artiștii în general, sunt purtătorii unui mesaj caracterizat prin durată și câteodată prin nobleță. Dacă la noi să ne tripleze suma pentru premii. Nu, dar îi se pare absolut firesc să spun aceste lucruri. Sigur că sunt dator multora pentru cei 40 de ani sau mai mult de când se încurdez mână și pentru tot ce am scris, atât cum e și cât e, sunt dator, cum spuneam, multora. Nu e cazul să-i amintesc pe toți. Voi aminti două asemenea instanțe, foarte pe scurt, care sunt obiective, nu cele subiective, legate de familie, nu. Una este filială. Eu am iubit întotdeauna filiala unui scriitor. Și lângă scriitorul în general. Poate exact de asta. Poate exact de asta. Am iubit-o și o declar acum, am peste 70 de ani, sunt un scriitor, adică așa, bătrân, și cum n-am mințit la 30, nu mint nici acum. Am iubit filiala, m-am simțit bine între colegii mei, i-am prețuit pe toți și am simțit întotdeauna căldura apropierilor. Apoi, sunt foarte dator orașului. Din prima clipă în care am pășit în Timișoara, cu foarte mulți ani în urmă, mulți decenii, domnul Cornel Bureanu, am spus despre câte decenii e vorba, am avut sentimentul unei extraordinare intimități. Și eu am fost fericit în acest oraș, aici m-am format, aici m-am afirmat, aici trăiesc. Titlul meu de glorie acesta este, sunt scriitor timișorean. Sigur, sunt scriitor român, sunt scriitor atâta cât sunt și cum sunt aliterații români. Dar sunt scriitor timișorean. Vă mulțumesc, veci, din adâncul inimii și sper să ne mai întâlnim. Mulțumesc membrilor juriului pentru că au acordat acest premiu cărții respective. E un juriu care și-a onorat, așa cred eu, titulatura, dar nu pentru că mi-a acordat mie premiul, ci pentru că a respectat niște lucruri fundamentale pe care le-am auzit rostite aici de președintele juriului, profesorul Alexandru Ruja, critic literar cunoscut, de tânărul și deosebit om de cultură, Claudiu Arieșanu, de Paul Banciu, care e prozator, de Muraru, alt critic literar. Deci e un lucru frumos că filiala noastră se bizuie, se sprijină în luarea unor asemenea autorii pe oameni extrem de severi și extrem de pregătiți, de rotund pregătiți pentru a da niște verdicte literare. Sigur că eu vă cer scuze poeților, prozator cu vechi state, cu o operă în spate, am îndrăznit să fac această incursiune în teritoriul dumneavoastră. Vă promit, tocmai de-aia am spus, că nu, e o incursiune singulară, nu voi recidiva, asta am vrut să spun. Firește că acesta e important. Cei care mi-au citit cărțile de proză, au citit mai ales romanul Tornada, știu că acest roman este dedicat Timișoarei interbelice. Roman care la vremea respectivă a fost lăudat chiar și de maestru Cornel Ungureanu. O performanță cu totul specială. Și de alți scrieri. Vă mulțumesc, mă bucur că trăim așa în această societate atât de apropiată, atât de o familie, cum s-a spus, bine s-a spus. Și vă doresc sănătate și Ioane, fiindcă doamna e dincolo, te rog să-i oferi tu. Mulțumesc, stimată doamnă.
de foarte multe ori la Dugoș. Nu l-am auzit niciodată. Răștind un cuvânt acolo de Floriță Seracit. Da, îmi pare foarte rău, am mai vorbit, dar poate n-am fost atât. Presupun că i-a dat cuvântul pentru o scurtă alocuțiune. Acum, în primul rând, vreau să salut aici această elevată prezență a unor personalități ale vieții timișene, domnul primar, domnul vicar, toți ceilalți domni și doamne de o ținută intelectuală atât de elevată. Mă simt deosebit de onorat de acordarea acestui premiu și să socotesc că se acordă pentru o muncă purtată de-a lungul a cel puțin două decenii. Pentru că elaborarea unei trilogii nu se petrece într-un an, doi, ci într-o foarte lungă perioadă de timp. Romanul ciclic trebuie, presupune foarte mult efort, presupune o dăruire și o perseverență ieșită din comun pentru arta scrisului. Eu mulțumesc în mod deosebit juriului care a găsit de cuvinte să mă distingă în acest fel cu premiul acordat și mulțumesc întregii asistențe că are bunăvință să ne asculte în această împrejurare, pentru mine foarte fericită cuvintele pe care le adresez în această împrejurare. Vă mulțumesc foarte mult! Colega ta, așa, uite, mai Dumnezeu, mai. Spuneam că dacă era colega mea, era mai importantă decât toți, fiindcă, într-adevăr, doamna Floriță Seracină are o energie care putea să-l propulseze către premiul Nobel. Ați luat deocamdată premiul filiarei, ceea ce... Mult mai important. Domnul Ghin, aveți două cuvinte? Totul a început în urmă cu 5 ani, când prietenul nostru al lui Cojeno, care îl cunoaștem foarte bine, mulți dintre noi, eu din perioada liceului, Radu Paraschivescu, a venit cu o... Atunci am vorbit despre o carte a lui și încet, încet lucrurile s-au înșirat așa ca mărgem de pe cutie, pe atom, și în urmă s-a adunat volumul care a fost premiat astăzi și sunt extrem de onorat de acest lucru. Vreau să vă spun că, dincolo de mulțumirile unele de circunstanță sau impolitețe care se fac după ce vorbesc la proarte, la teatru sau în alte locuri, în librărie, în oraș. Cel mai mult mă bucură când un autor îmi spune mai ai sesizat acolo, mă bucur foarte mult. Sau ai fost primul care ți-a dat seama de chestia asta, sau n-am mai găsit o astfel de pentru mine, pentru mine mă bucur foarte mult și mă onorează. Eu păstrez această inocență și pentru mine acest râm al literaturii este o fascinație care nu o țin cu noi trecută. Vă mulțumesc foarte mult! Te rog să scuzi istoria cu camionul, intrăm cum intrăm în zona europeană. Domnule președinte, domnule primar, colegii, Carol, Arad, juriu, într-adevăr, pot să mărturisesc astăzi că sunt și foarte bucuroasă și foarte impresionată și întotdeauna am împărțit eu premiile elevilor mei, astăzi am primit și eu premiul în Timișoara, la orașul pe care zic eu că îl servesc, nu pot să spun din copilărie, dar cel puțin de 23 de ani din Festivalul Inimilor, din tot ce facem noi pentru ca acest oraș să fie fața României dinspre noi și să-i facem pe toți să se simtă acasă aici, cum ne simțim și noi, cum spunea Ion Marin, cu atâta iubire și Eugen Dorcescu, ca într-o familie.
Așa a plecat Rome de Guerre, împreună cu soțul ei, ilustrator și fotograf. Așa a plecat Michel Benard la capătul a patru cărți pe care le-a editat în orașul Timișoara, ceea ce a fost fără precedent și țin să subliniez de fiecare dată că Academia franceză, scuzați ceurile, Institutul francez, nici măcar n-a sesizat că acea carte premiată de domniile lor, cu premiul Teofil Gautier, a apărut în altă țară, în alt oraș, pentru că a fost la nivelul tuturor analiștilor editoriale din Franța. Și ei sunt foarte severi și mă bucur că ați subliniat că și acești juri au fost foarte severi în tot ce a ales și sunt bucuroasă pentru scriitorul pe care l-am adus la Timișoara, pentru calitatea acestei cărți care a fost subliniată deja de toți cititorii și cu un premiu în Franța, premiul Societății Poeților Franceză, Henri Meillon, pe care l-a primit acum câteva luni. Și mă bucur că această carte, am și eu o cărămidă care a adus un pic de contribuție culturală. Și încă o dată am simțit că arta este acel spațiu în care nimeni nu concurează pe nimeni, cum spune Jean Cocteau, și vă mulțumesc pentru atât. Vrem să încep șirul premierilor cu Ildiko Gaboș Foarță. Începeți dumneavoastră, orice premiu este un prilej să aduce mulțumiri, că l-am provat nici eu altfel. În primul rând mulțumesc juriului, mulțumesc nașului pe care văd aici, domnul Ion Patria Catomirescu, și de ce naș? Pentru că el a fost primul, de fapt, în 83, care m-a încurajat să scriu, care m-a și botezat, am scris o scurtă perioadă cu numele de Isadora Măgureanu, nu știu ce aș fi înțelege. Și mulțumesc autorilor, pentru că dacă nu erau autorii atât de buni și textele atât de savuroase, cred că eu nu puteam să traduc. Și foarte, foarte mult și trebuia să încep cu asta domnului Ana Biada și îmi șocam foarte, bineînțeles, pentru că de acolo a început totul. Acum 10 ani, când am găsit un volumizat lui Ana Biada și l-am tradus împreună cu Șerban, deci vorba aceea de acolo mi se trage. Și ca plan, cred că cel mai mare proiect pe care aș putea să-l am este să-l traduc și pe Șerban cu asta. În limba română. Emoții și există un fel de a transmite emoțiile de la unul la altul. Cred că Monica Rohan a fost cea mai emoționată, de asta mi-a transmis emoțiile și mie. Hai să ne apropiem de încheiere cu un cuvânt al tău. Vrem să eu dau după ce... Vrem să dea soțului. Dragă de... Bună. N-am mai zis nimic. Ce-i zic eu? De bucuroasă, se vede că nu sunt obișnuită cu felul ăsta de bucurie și habar n-am cum trebuie să mă port, adică cum trebuie să mă port eu, bucurându-mă. Dar e bine, mă simtești eu. Mulțumesc. Foarte bine zis, bravo ei. Părintele Popescu, care este părinte, și tuturor celor care au încredere în mine. Era să sună o avut, dar au încredere. Suntem de Timișoara capitală culturală. Mărmen, dă-mi voie să ofer, te rog, în calitate de prinț consort. Debutante care a primit premiul. Mi-a dat și mie, știți, primit prin... Mulțumesc! Mulțumesc pentru apreciere, mulțumesc și juriului,
care a considerat că activitatea mea de cercetare, care el a început și, nu în ultimul rând, îi mulțumesc domnului profesor universitar, dr. Alexandru Ruja, care m-a coordonat cu drag, cu mare atenție și mi-a dat multe sfaturi în ceea ce a ținut de cercetarea operei marelui om de literatură, Ștefan Augustin Doinaș. Și prin diploma pe care am primit-o, mă simt onorată și consider că l-am readus pe Ștefan Augustin Doinaș în atenția noastră. Mulțumesc! Vreau să vin capitală culturală europeană, am cerut literatura regiunilor de contact etnic Timișoara, Arad, Sedie, Novi Sad și așa mai departe, să vedeți ce întâmplare culturală extraordinară va fi. Deocamdată vreau să mulțumesc pentru aceste premii și pentru acest sper dialog. Domn profesor, închideți dumneavoastră întâlnirea noastră. Mulțumesc, domnule profesor, domnule președinte, onorat prezidiu, distinse doamne, distinși domn. Mi-a făcut plăcere să pot fi alături dumneavoastră la acest moment de premiere a celor mai valoroase creații literare ale scriitorilor din filiala Timișoara scriitorilor. Sunt convins că sunt multe alte opere care merită la fel prețuite și probabil va veni rândul unora dintre ele în perioada care urmează, la anul, pentru că sigur se va continua cu această bună tradiție, cum a fost ea catalogată de către domnul președinte. Eu vreau să vă asigur că veți găsi un suport din partea Primăriei Municipiului Timișoara pentru activitatea dumneavoastră, inclusiv pentru organizarea festivalului. Am avut discuții cu domnul profesor Ungureanu despre proiectele pe care le aveți, despre nevoile pe care le aveți și sper că s-a receptat așa cum am vrut eu să transmit, că din partea mea și a municipalității pe care o reprezint, veți găsi total suport. Un lucru derizoriu, dar poate totuși merită să fie invocat, este și faptul că de îndată ce mi-a fost semnalat că plătiți chirie și că nu-i chiar ușor ca ea să fie achitată, am decis să schimbăm contractul din contract de închiriere în contract de comodat. Și, desigur, pe viitor, atunci când aveți proiecte, în mod punctual, vă rog să nu ezitați să ne faceți cunoscute, eu voi urma procedurile, așa cum cere birocrația, și până la urmă este important să pot veni cu un sprijin și vă garantez că voi veni. Vă mulțumesc pentru invitație. Vorbea domnul profesor despre proiectul Timișoara, capitală culturală europeană. Cum să închei fără să vorbesc și eu despre el? Este un proiect major pentru Timișoara. Și poate eu am început să-i deranjez pe unii, nescăpând ocazia să-l pomenesc, dar îi cunosc dimensiunea. Am fost recent în Franța, am fost printre altele la Lille, care a fost capitală culturală europeană în 2004. Am avut o primire inclusiv la primăria orașului Lille și mi s-a spus în termeni foarte clari. Lille de după 2004 este altceva decât a fost Lille de dinainte de 2004. Știm foarte bine că la Sibiu s-a întâmplat același lucru și de altfel s-a întâmplat peste tot același lucru. N-avem voie să ratăm această șansă de a sărta Timișoara. Orașul nostru este cu un potențial uriaș, dar dacă îl iubim cu adevărat, trebuie să recunoaștem că la ora actuală este rămas în urmă și este într-o stare chiar extrem de critică, aș putea spune. Necesită un efort uriaș pe un front extrem de larg, cu o împingere pe tot frontul, cu energii de toate felurile, cu resurse, toate felurile, pentru a recupera din rămânerea în urmă
și pentru ca potențialul său să fie cu adevărat pus în valoare și apoi resimțit de către fiecare dintre noi, cei ce trăim aici, în viața noastră și cotidiană și de altă dimensiune. Vă mulțumesc încă o dată și sunt convins că aportul dumneavoastră la câștigarea de către noi a competiției, pentru că nu încăpui că nu o să o câștigăm, va fi unul substanțial, pentru care vă mulțumesc cu anticipație. Într-adevăr, aici, din încredințarea noastră Sfinției sale, care, cum amintea domnul profesor, nu a lipsit de la asemenea manifestări importante pentru orașul de pe Beta. Acum însă, trecând al 89-lea prag al vieții, greutățile, problemele, boala apasă pe umerii înaltea Sfinției sale și n-a putut să fie prezent. Însă, când o să-i transmit ceea ce s-a întâmplat aici, se va bucura să audă că oameni de cultură, oameni de valoare ai urbei noastre și nu numai, ci iată și din alte părți, au fost apreciați, așa cum se cuvine, pentru strădaniile domnilor lor pe tărâmul culturii noastre bănățene și românești totodată. În al doilea rând, am venit cu bucurie pentru că mă simt apropiat de doi dintre cei premiați aici. Este vorba despre doamna Monica Rohan Șandru, o ființă de o sensibilitate sufletească deosebită, apropiată de biserica și de parohia noastră, din Iosefin. Și, numai puțin, de domnul Eugen Dorcescu, cu care am avut bucuria de a colabora în domeniul nostru spiritual și care s-a plecat, așa cum sunt și alte personalități aici în sală, cu dăruire deosebită asupra scrierilor biblice și îndeosebe ale celor, asupra celor sapiențiale. De asemenea, l-am redescoperit pe domnul profesor Ion Marin Almăjan, pe care știu de mulți ani, și pe mai tânărul premiat, domnul Ghinea, cu care mă aduc aminte că am colaborat mulți ani în urmă, pe când eram și eu la Caranțeleș. Este un moment frumos, deosebit, și mă bucur că oameni ca dumneavoastră, personalități ca dumneavoastră, sunteți apreciați în viață, nu așa cum se întâmplă uneori, să ne aducem aminte de unii dintre cei care au fost împreună cu noi numai după ce au trecut pe celălalt plan al existenței umane. În numele noastră simțitului transmit un cuvânt de felicitare tuturor celor premiați, tuturor celor care au scris lucrări ce au ajuns la juriu, dar nu au primit premiu din motivele invocate aici, și pentru că se apropie Sfintele Sărbători ale nașterii Domnului și nu sărbătorile de iarnă, că nu sărbătorile de iarna, vă doresc tuturor să aveți parte de binecuvântare, de ajutor de la Părintele Ceresc împreună cu familiile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru asta. Mulțumirile și recunoștința noastră. Vă mulțumesc pentru cuvânt, pentru prezență și mai ales pentru acest sprijin financiar. Vă invităm, vă rog, să-mi permiteți.